Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Este o mare bucurie pentru noi ca în fiecare săptămână să intrăm în casele dumneavoastră și să credem că putem să vă fim de folos și să vă binecuvântăm prin ceea ce împărtășim cu dumneavoastră. În ziua de azi avem împreună cu noi un om al lui Dumnezeu care slujește ca presbiter în Biserica Muntele Sionului din Baia Mare, respectiv fratele Ionică Jurju, căruia îi spunem bun venit în cadrul acestei emisiuni. L-am prins cu ocazia vizitei pe care o face în Statele Unite, am profitat de această ocazie și l-am rugat să poposească împreună cu noi și să ne împărtășească unele momente speciale din viața dumnealui. Și după cum am discutat puțin la telefon, probabil că o să începem cu momentul întoarcerii la Dumnezeu, cu momentul cunoașterii Mântuitorului și de acolo, după cum timpul ne permite și Duhul ne călăuzește, o să depănați și alte amintiri, o să împărtășiți cu noi și alte experiențe, ținând cont de faptul că emisiunea nu este regizată, nu-i chiar pregătită dinainte. Și de data aceasta eu personal sunt primul curios ca să vă ascult și să țin mintea și inima deschisă la experiențele pe care o să le împărtășiți și consider că și telespectatorii noștri o să fie interesați să vă asculte și să se bucure și să învețe ceva din aceste experiențe. Bine ați venit la emisiunea noastră, bine ați venit în America, bine v-am găsit. Bine ați venit în Phoenix, în toiul Mulțumesc. Verii, da. Pentru cei care M-ați nu cunoașteți. M-ați primit cu căldură, și la propriu și la figură. Yes. Pentru cei care poate nu cunoașteți sau urmăriți mai puțin în Arizona, de unde vă salutăm noi, temperaturile pe scara noastră trec peste 100-110, vreo două săptămâni în urmă, 117, vine din nou la fel, dar slăvit să fie bunul Dumnezeu că nu moare nimeni de căldură, avem aer condiționat aici în studio, avem aer condiționat în mașină, acasă, la magazin și oriunde mergem și dacă vrem să stăm afară, avem și păduri, avem și lacuri, zona e mult mai frumoasă decât își imaginează unii. Unii cred că Arizona este doar un deșert cu nisip, cu pietriș, cu spin, cu pălămidă, cu cactus și șerpi, scorpioni și așa mai departe. Zonele aici sunt mult mai frumoase, vă invităm să veniți și să le vedeți. Intrăm în subiect, frate Ionică, încă o dată bine ați venit și vă ascultăm. Începeți cu ceea ce considerați că trebuie. Mulțumesc. Începe. Mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit. Sigur, aș vrea să încep cu întoarcerea mea la Dumnezeu, pentru că este destul de interesant de spus anumite lucruri în sensul acesta. M-am născut într-o familie în care eram creștini ortodoxi. Sigur, din partea lui tata meu aveam anumite rădăcini. Bunica din partea lui tata, unchi, mătuși, un verișor și o verișoară, chiar tatăl meu, în copilăria lui, aș putea spune, a avut tangență cu biserica, chiar se botezase în apă, numai că, din punctul meu de vedere, în perioada aceea s-a făcut o greșeală, n-avea nici 13 ani, când am încheiat legământ cu Domnul, și știți dumneavoastră cum e, vremurile acelea mai erau și anumite strictețe și din punct de vedere îmbrăcăminte, să umbli capul ras și așa mai departe. Și influența lumii, mă rog, a prietenilor din lume, l-au făcut să se depărteze de calea Domnului. Și din punctul meu de vedere este un har deosebit pentru cei care au șansa, să spun așa, din partea lui Dumnezeu să se nască, să crească într-o familie credincioasă, care îl cunoaște pe Dumnezeu de mic. Maica mea a avut, mergea destul de des pe la biserică, dar nu s-a hotărât să nu încheiat un legământ. De multe ori m-a invitat și pe mine, dar fiind tânăr, am ales alte lucruri.
alte activități. Alte activități. Sigur, nu pot să spun că am fost un om destrăbălat, dar sensul lumii nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Îmi plăceau și mie cu prietenii, mai o distracție, mai lucrurile acestea. Și bunica mea mă mai ducea, țin minte că am fost de vreo două ori la biserică, acolo în Remetia Chioarului, de unde sunt născut și unde am copilărit și am crescut. Mă ducea și pe vremea aceea nu era casă de rugăciune, o construcție, o biserică, se făceau programele acasă la fratele Cornean. La fratele Ianuș, cum îi ziceam, cred că știți despre cine vorbim. Și am fost de vreo două ori, dar copil fiind, și la un moment dat bunica mi-a avut un accident, a căzut de pe scară, cum a urcat în pod, podul casei, a căzut de pe scară și și-a fracturat piciorul chiar de aici, de la bazin, și n-a mai putut să umble, a rămas doar cu ajutor, cu cârje, cu așa mai departe. Și am mers în 1987 la liceu în Baia Mare. În 1991 am terminat liceul. Iar atunci, cu mai mulți colegi, prins așa de euforie, mai jucam fotbal, eram pe la echipe de junior și la FC Baia Mare, am fost și la... Vă pasiona sportul. M-a pasionat, da. În special fotbalul. Așa, sportul românilor. Sportul românilor, da. Și atunci... doi dintre colegii mei au spus că vreau să meargă să dea admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport la Iași. Așa. Și atunci am zis că merg și eu cu ei. Zis și făcut. Am plecat, ne-am înscris. Bineînțeles că probele au fost foarte grele. N-am reușit. N-am avut nicio șansă. Dar fiind acolo și terminând liceul de chimie industrială pe vremea aceea, un alt coleg de-al nostru a mers să dea la Facultatea de Chimie Industrială de acolo. Și cum examenele la Facultatea de Educație erau mai repede decât celelalte facultăți, m-am înscris și la Facultatea de Chimie Industrială, fiind acolo. Și acolo am reușit, am intrat, am început-o, dar n-am terminat-o. Așa. Știți cum e? Zice bine cuvântul Domnului, Psalmul 1, că cel credincios ce începe duce la bun sfârșit, dar eu n-am reușit să duc la bun sfârșit ceea ce am început. N-ați fost printre cei credincioși care se încadrează acolo. Nu am fost. N-am fost în perioada aceea, n-am fost printre cei credincioși și n-am reușit. Am renunțat după vreo 2 ani și ceva la facultate. Așa. Sub influența, mă rog, a apropiaților, așa. Zice că era bine să merg, să fac altceva, să mă orientez spre Academia de Poliție și așa mai departe. Eu, de fapt, avusesem în clasa 12-a, mă hotărâsem să dau la Academia de Poliție și am mers la poliție, am luat legătura, tot ce trebuia să fac. Am mers la doctorul care era un colonel doctor, care trebuia vize medicale și așa mai departe. Am mers la spitalul județean. Am făcut toate analizele care mi s-au cerut prin fișa respectivă. La final, trebuia să merg la dânsul pentru ultima viză. El avea cuvântul decisiv acolo, m-a consultat el și a considerat că nu i s-a părut ceva în regulă, la inimă, ceva probleme. Și m-a trimis la Spitalul Județean din nou, la un medic specialist. Așa. I-a zis și pe nume. Și m-am dus acolo, m-a consultat, m-am pus la aparatele care erau în vremea respectivă și a considerat că am ceva probleme, insuficiență mitrală de gradul 3 și nu știu exact alte denumiri acolo. Și m-a respins în 1991. Pe motive de sănătate. Pe motive de sănătate. Au găsit ei așa au considerat ei, da. Că... Și interesant este că în 1994 am reluat treaba asta și am mers din nou să dau la Academia de Poliție. Așa. După ce 2 ani și ceva ați fost la Iași. Exact. Așa. Și am mers din nou, era același domn doctor, am mers din nou, am făcut toate vizele, am mers din nou la dânsul și de data aceasta n-a mai fost nicio problemă. Zic că e ok. Sigur, am ajuns la București, dar fiind mare concurența, nefiind chiar pregătit la vremea aceea, n-am reușit.
În 1996 m-am întors eu la Domnul, la deschiderea Bisericii Muntele Sionului, am participat. Dar înainte de asta, cu câteva luni, două, trei luni, printr-o conjunctură, mă rog, am cunoscut o fată care era la Martorii lui Jehova. Așa. Și interesant, Dumnezeu, vedeți cum lucrează, când într-un fel, când în altul, Dumnezeu îți îngăduie anumite conjuncturi în viața asta ca să, într-adevăr, să te ducă unde trebuie. Yes. Așa. Și am fost, vreau să zic, am fost de câte ori la programe și la ei. Sigur, acum nu vreau eu să nu atacăm noi. Să judecăm. Să nu judecăm noi, dar nu am simțit ceva deosebit. Nimic, ceva deosebit. Și atunci, în februarie 1996, a fost deschiderea Bisericii Muntele Sionului din Baia Mare. Am fost invitat de verișoara asta mea, care era la biserică, și am participat la deschiderea bisericii. Și apoi a fost în fiecare seară, a fost o săptămână de evangelizare, în fiecare seară, începând cu duminică. Și am participat aproape fiecare seară, cred că am lipsit o seară sau două. Dar în orice caz, marți seara, săptămâna aia de evangelizare, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit. Personal, așa. Personal. Și am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și atunci m-am decis să mă întorc la Dumnezeu. Și apoi m-am înscris la programul de cateheză și la primul botez în luna mai 1996, care a avut loc în biserică, am încheiat legământ cu Dumnezeu. Sigur, în această perioadă am avut harul să cunosc și actuala soție. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție credincioasă, o familie credincioasă după aceea, sigur. Și tot în 1996 m-am și căsătorit și de atunci, slavă Domnului că urmăm calea aceasta a Domnului și vreau să vă spun că este foarte bine. Sigur, dacă privești în urmă, îți pare rău puțin după timpul pierdut. Mai ales că dar... până în 96 se pare că ați început, ați luat-o într-o direcție, v-ați împotmolit. Am luat-o în mai multe direcții. Iar și, de la capăt. Și tot m-am împolmolit și tot am început de la capăt. De-abia în 96, în februarie, se pare că au început o nouă fază în care... Da, o nouă fază, o nouă etapă în viața mea. Ați în care decizii. Am luat cele mai bune decizii, cred că, din viața mea. Decizie să slujiți Domnului? Decizie să vă căsătoriți, nu? Da, să slujesc Domnului, să mă căsătoresc. Așa. Cu profesia, în același an, după ce ne-am căsătorit, de la 1 octombrie 1996, Dumnezeu mi-a făcut harul să mă și angajez, nu lucrasem înainte, nu eram angajat. La vremea aceea, la fostul RomGaz, în domeniul gaz, distribuție, întreprinderea de distribuție gaze naturale, Târgu Mureș. Am început de la instalator, muncitor, efectiv. Dar a fost și aici un har deosebit din partea lui Dumnezeu. În anul 1998 am început să fac studii în domeniu la o școală post-liceală, școală de maestri, 2 ani până în anul 2000. Am făcut această școală. Sigur, între timp am muncit, tot ca și muncitor. În anul 2000 m-am decis să reîncep studiile superioare. A fost foarte interesant. Vreau să vă spun, am mers din nou la Iași. Așa. La Facultatea de Chimie Industrială, acolo unde am făcut o cerere către conducerea ca să mă reintegreze, să mă aprobe, să mă rematriculeze. Așa. Și au acceptat, după care și mi-am... Și v-au considerat creditele dinainte? Da, mi-au recunoscut, dar numai un an. Un an recunoscut,
După care m-am transferat de la Iași, tot în anul acela, m-am transferat la Baia Mare, la Universitatea de Nord, la Facultatea de Metalurgie Neferoas, inginerie, unde, cu ajutorul Domnului, în anul 2004 am terminat studiile și am devenit inginer. Dar în timpul acesta și la locul de muncă, până în anul 2000, am fost tot instalator. Abia în anul 2000 am trecut pe postul de tehnician. Iar printr-o conjunctură, pentru că așa lucrează Dumnezeu, foarte interesant, în octombrie 2001 am fost numit șef de formație, cum era la vremea aceea, la Baia Sprie. Așa. Și am fost acolo până în anul, la sfârșitul anului 2005. În anul 2005 s-a privatizat fostul District Gaz și au cumpărat compania E.ON Gaz, companie cu capital majoritar străin, nemțesc. Și până la sfârșitul decembrie am fost tot șef de formație la Baia Sprie. După aceea, cu modificările, reorganizările care s-au făcut, am ajuns de la 1 ianuarie 2006 să lucrez 7 luni la Timișoara. Tot în cadrul companiei, dar pe o altă funcție, un coordonator la servicii generale. Mă ocupam cu clădirile, cu genul ăsta. Și fiindcă era foarte greu la Timișoara, familia la Baia Mare, eu făceam naveta zilnic, adică săptămânal, nu zilnic, mergeam duminică, după masă, veneam vineri seara. A fost destul de greu. N-au fost nici promisiunile care au fost la început, n-au fost chiar îndeplinite, ca să spun așa. Interesant a fost venirea mea înapoi. Din 1 august 2006 s-a reorganizat din nou E.ON-ul, făcându-se, desființindu-se fostele sucursale, cum era denumirea, și s-au înființat așa numitele centre operaționale. Și pe Maramureș s-au făcut două centre operaționale, Baia Mare și Șomcuta Mare. Baia Mare cu orașul și Baia Sprie, Tăuții Măgrău, Seiniu și câteva localități, iar Șomcuta Mare cu restul localităților rurale, zona Târgu Lăpuș, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta, Satul Lung, Urecea, mă rog, a fost 60 de localități. Oh. 60 de localități. Și s-a organizat un concurs, un interviu la Târgu Mureș pentru aceste posturi de șef de centre operaționale. Și atunci eu m-am, fiind și văzând singura posibilitate de a reveni din nou în zonă, să fiu aproape cu familia și biserica, pentru că începusem să sugerez Domnului, o să revenim și la acest subiect, este foarte interesant din punctul meu de vedere, cum am ajuns să slujesc Domnului și m-am înscris la acel concurs, interviu, am fost mai mulți înscriși, s-a organizat la Târgu Mureș, am participat la un interviu. A fost bine din punctul meu de vedere, toți au zis că m-am descurcat foarte bine, dar interesant că în prima fază a fost declarat câștigător un alt coleg. Așa. Și atunci, sincer, m-am rugat Domnului, că nu vedeam nicio altă posibilitate, nu aveam nici cum să mă întorc pe o altă poziție. Pentru că așa erau pozițiile, nu mai era loc în grila de nicăieri, nici într-o poziție. M-am rugat Domnului și am decis că dacă nu pot să mă reîntorc, o să renunț la serviciu. Dar în timpul ăsta am zis o să merg până la directorul de la Cluj, directorul de zonă, directorul care era de zonă, să am o discuție, să-l întreb care au fost condițiile, de ce. Și am mers, am avut o discuție scurtă cu dânsul, așa, și în discuție am văzut, no, ceilalți, într-adevăr, erau cu mai multă experiență în domeniu, cu ani în spate. Și atunci am zis, bine, domn director, eu renunț atunci, nu mai.
Și atunci m-a întrebat, dar la ce renunți? La E.ON? Vrei să te... Zic, da, dacă nu am altă soluție, renunț. Și atunci dânsul mi-a zis, zice, bine, hai, du-te pe aici, că păi, o să ne anunț. După ce am ieșit de la dânsul din birou, m-a sunat șefa de la HR, de la Timișoara, pentru că lucram acolo, și mi-a spus că am fost respins, că n-am fost numit ca și șef de centru operațional. După nicio jumătate de oră, m-a sunat cealaltă șefă de la Cluj, de la HR, și mi-a spus că am fost acceptat ca șef de centru operațional Șuncu Tamara. Deci și aici a fost numai intervenția lui Dumnezeu, pentru că omenește, posibil, nu mai vedeam nicio cale prin care să pot continua activitatea. Și atunci v-ați transferat la Baia, da, Mare. Da, am venit de la... De acolo, da, la Șuncu Tamara, am continuat până în anul 2010. În anul 2010 au desființat centrul Șuncu Tamara și l-au unit din nou cu Baia Mare, făcând în același centru. Și după aia am fost la Baia Mare pe poziția de șef de birou, șef, inginer șef, ca să înțelegeți mai bine denumirile, da, până anul trecut, la 1 iulie. Dacă... Interesant cum lucrează Dumnezeu și cum este, se implică foarte. Dumnezeu chiar în lucrurile astea, da, pământești, în job, în servicii, în afaceri. Dacă ar fi să mergem înapoi, dacă doriți să poposim doar câteva momente la ziua hotărătoare sau momentele hotărătoare în care ați luat decizia să vă întoarceți la Dumnezeu, dacă puteți să vă aduceți aminte, ce v-a trecut prin minte, prin inimă, ce v-a convins, ce v-a determinat, ce a fost în spatele acestei decizii ca să vă schimbați așa radical viața, întoarcerea la Dumnezeu și pocăința. Nu e chiar un lucru mărunt. E o schimbare dramatică, totală, completă. E o întoarcere la 180 de grade. Da, ce s-a întâmplat atunci, în minte, în inimă, în duminica aia deschiderii sau marțea următoare când cuvântul v-a atins? Mai puteți să reculegeți câteva gânduri care v-au trecut prin minte sau cuvinte care v-au străpuns inima? Da, nu pot să uit chiar așa ușor momentele alea, pentru că rămân imprimate în mintea noastră, în inima noastră. Sigur, deschiderea a fost lume multă, mă rog, să zicem, nu m-a impresionat așa tare, în mod deosebit ceva anume, dar totuși dorința mea a fost să continui să merg la biserică, mi-a plăcut. S-a deschis apetitul. S-a deschis apetitul, într-adevăr, așa este cuvântul potrivit, ca să continui să merg la biserică. Am mers și duminică seara, am mers și luni seara, am mers și marți seara. Așa. Și marți seara, nu uit, a fost invitat la mesajul din cuvântul Domnului fratele Viorel Candreanu. Așa. Pentru mulți n-a fost un mesaj deosebit. Dânsul, mă aduc aminte, a vorbit din pasajul din Ezechiel 47 cu Valea Oaselor și a citit și din Matei 24, dacă nu mă înșel. Dar vă spun, pentru mine a fost ceva extraordinar. A fost momentul în care Dumnezeu mi-a atins inima într-un mod deosebit și efectiv am capitulat în seara aceea. La urmă dânsul a făcut chemare, cine vrea, am ridicat mâna, am plâns, sigur mi-aduc aminte, am plâns mult, am vărsat multe lacrimi înaintea Domnului. Și totuși mi-am dat seama, și dacă am stat și am analizat viața mea până acolo, am văzut și mi-am dat seama, domnule, n-am realizat nimic în viața asta până aici. Nimic. Am început un lucru, am început altul, n-am reușit să-l duc la bun sfârșit, n-am reușit absolut nimic. Și atunci m-am decis, m-am hotărât să-L slujesc pe Domnul, să închei un legământ cu Domnul. Cuvântul profetic cu privire la oasele uscate, da, din vale, da, a ajuns să devină personal. A fost personal, pentru că a fost... Din punct de vedere spiritual, exact, am fost o uscăciune. Așa. Dar slavă Domnului că Dumnezeu s-a îndurat de mine, mi-a schimbat viața și
Îi mulțumesc. Ce s-a întâmplat după aceea? Ce oameni sau ce metode a folosit Dumnezeu ca să vă cheme în lucrare, să ajungeți să slujiți, să dați un îndemn, să predicați, să vă implicați în slujirea publică în biserică, să simțiți că vă chema Dumnezeu ca să slujiți de la altar, de la amvon? Ce s-a întâmplat? Ce experiență ați avut după aceea sau ce ne puteți spune despre? Da, este destul de interesant și aspectul acesta de spus, pentru că după ce m-am decis că o să mă întorc la Domnul, am urmat cateheza, în special duminicele, eram la Baia Mare pentru că acolo făceam cateheza, dar joia, atunci era program și sâmbătă seara la biserică, la Remetea, duminica, mai participam acolo și la un moment dat fratele Corneanu m-a numit la timpul de rugăciune. Aveam mare emoții, vă spun, nu eram obișnuit, nu, dar fiindcă m-a numit, mi-a fost rușine să refuz. V-a numit așa, de la amvon? De la amvon, da. Nu v-a dat telefon acasă să vă spună, frate Nică, să fii pregătit? Nu, nu, a fost o surpriză, să zic și eu, pentru mine așa. Și m-a numit la timpul de rugăciune, am slujit și eu cum am putut, am citit din cuvânt, am zis și eu câteva cuvinte acolo. Dar nu, aveam mari emoții, nu-mi plăcea. Și ca să vedeți că totuși nu am slujit așa de la început, după ce ne-am căsătorit, am locuit la Baia Mare. Dar mergeam la Remetea, fiind părinți acolo, mergeam din când în când și duminica, dar fratele m-a mai pus așa duminica. Dar eu aveam emoții, nu-mi plăcea. Și am ajuns să merg foarte rar la biserică în Remetea. Ca nu cumva... Tocmai pe motivul acesta, nu spun, cum să zic, nu este o laudă, dimpotrivă, dar așa s-a întâmplat. S-a întâmplat că am ajuns să merg tot mai rar în Remetea, sau dacă mergeam după ora 10. Că la țară, acolo la Remetea, începe programul la ora 10 la biserică ca și mergeam după ora 10 ca să nu mă numească la timpul de rugăciune. Să nu vă prindă la timpul de rugăciune. Simțeați că sunt niște haine care nu vi se potrivesc. Simțeam că, ceva care nu e pentru mine la momentul respectiv. Așa. Și am ajuns, vă spun sincer, n-am mai fost din 1998 până în anul 2004, n-am mai fost la biserică în Remetea niciodată. Și în anul 2003-2004 eram simplu consumator de programe în Biserica Muntele Sionului. Stăteam și eu, ascultam, mă rugam, dar nu eram implicat în slujirea, nici în cântare, nici în nimic. Erați un membru activ, dar pasiv. Exact. Cam asta este cuvântul potrivit. Dar printr-un frate mai mult, fratele Tămășan, poate îl știți. Așa știu. Dânsul este socrul lui cumnatul meu. Așa. Soția mea are un frate care e generele fratelui Tămășan. Așa. Fiind în familie, la ei, într-o duminică, tot a vorbit, mă, dar voi de ce nu vreți să vă implicați? Haideți slujiți Domnul, haideți cu mine, haideți pe sector, haideți să slujiți Domnul, nu stați așa. Ne-a încurajat foarte, foarte mult fratele Tămășan și el, bun, duminica viitoare veniți cu mine în slujbă. Mergem la Oarța, dacă nu mă înșel. Așa. Vă pregătiți cu un mesaj, 15-20 de minute acolo, cum știți voi, vă pregătiți, dar veniți cu mine în slujbă. Și ne-am văzut, mai împins de la spate, așa, ne-am văzut și am mers. Am mers în duminica aia cu fratele, am mai mers, după aia ne-am mai chemat în sectorul dânsului, pe la Sein, pe la Cicârlău, pe zona lui. Apoi am mai mers foarte mult încă în zona Maramușului Istoriei, la Giulești, la Mara, la Ogna Șugatag. Bisericuțe mici, cu frați, surori puține, dar acolo am început să mai slujim înaintea Domnului, să dăm câte un demn, să mai avem câte un mesaj. Și în anul 2004, așa lucra Dumnezeu, verișorul meu era membru acolo la Remetea
și eu lucrând la E.ON, a spus că vreau să schimbe, erau sobe de încălzit, sobe pe lemn și pe gaz, dar mai mult cu lemn. Și a spus că vreau să facă încălzire centrală, cu centrală și așa mai departe. Și dacă pot să-i ajut, știu pe cineva care se ocupă, și am zis cum să nu, sigur că da. Pot să vă ajut în sensul acesta și am avut o discuție cu fratele Corneanu și dânsul m-a invitat, dar hai la noi la biserică, hai duminică la noi la biserică. Și am zis, frate, o să vin. Și m-am dus la biserică. Ați avut un pic de curaj datorită experiențelor, am avut mai experiențelor, pozitive un pic, da. Încurajarea din trecut. Încurajarea din trecut. Începusem să mai umblu cu frații pe la biserici și atunci am acceptat și am crezut că o să mă pun la timpul de rugăciune, dar nu m-a pus la timpul de evangelizare. Am avut un mesaj cât de cât din cuvântul lui Dumnezeu și am început. După aceea am mai mers la vreo lună de zile și într-o duminică am mers tot așa la dânsul la Remetea și a fost invitat și fratele Nelu Suciu. Așa. Și am slujit împreună, am ajuns să slujim împreună și fratele Nelu nu știa că eu mai slujesc, așa, văzând că slujesc, mă descurc cât de cât, tot în duminica aia, între programe, m-a invitat să mă duc, să merg cu el la Vad, lângă Copalnic, Mănăștiur. Făcea atunci, fiind biserică numai la Lăscâia, făcea și în Vad adunare, între programe, așa. Și am fost cu el acolo și am slujit. Și după aceea se apropiau sărbătorile nașterii Domnului în decembrie 2004. Și atunci el a fost dimineața, sărbătoarea nașterii Domnului, a fost la timpul de rugăciune și m-a invitat. Nu vreau să merg la un îndemn la Muntele Sionului, cu el la biserică. Și m-a acceptat. A fost prima dată la Muntele Sionului. Prima apariție în public, așa, ca slujire. Prima slujire. În public, da. Da. Prima, okay, slujire. Un pic de emoție. A fost mare emoțiile. Muntele Sionului nu e... Este o biserică, da, mare. De la țară. Cu... Eu fiind obișnuit numai cu 20-30 de la Muntele Sionului, mai ales într-o zi de sărbătoare, la poate peste 1000 de oameni, nu este chiar așa simplu. Dar, slavă Domnului, Dumnezeu m-a ajutat și de atunci, încet, încet, frații m-au... prins curaj? Am prins și eu curaj. Frații, văzând că am o chemare în sensul acesta, m-au mai folosit la timpul de rugăciune, la îndemnuri, marța, joia, duminica. Și chiar în 2005 am avut și primul mesaj în Biserica Muntele Sionului. Și atunci, tot în anul 2005, m-am hotărât, așa în inima mea, am avut o dorință să merg la Institutul Teologic. Am simțit așa din partea lui Dumnezeu să merg, să mai învăț, să mă aprofundez. Și am vorbit. Da, v-am înscris și am mers la examen și prin harul Domnului am reușit să intru. Sigur, n-a fost foarte simplu pentru că cursurile în mod practic erau la zi. Așa era... Dar fiind câțiva frați care aveam familie, care, mă rog, servici, conducerea institutului de atunci, fratele John Tipei, ceilalți din conducere, ne-au permis să mergem numai în sesiuni. Așa. Numai în sesiuni. Și mergeam. Sesiunea de iarnă, sesiunea de vară. Ne alăturam colegilor 2-3 săptămâni, cât era sesiunea, 4. Stăteam, învățam și dădeam examene împreună cu ei. În restul timpului învățați și vă pregăteați acasă? Da, ne pregăteam acasă, aveam colegi care ne țineau la curent cu tot ce trebuia, cu cursuri, cu referate, ce trebuia. N-a fost un timp chiar ușor, perioada aceea. Cu familie, dacă ați avut familie, servici, am avut biserică, familie, slujire, servici, școală. Slujire. A fost destul de greu, sacrificiu destul de mare din toate punctele de vedere. Nu era ușor, trebuia să
te descurci la serviciu, ți-ai concediu, familia acasă, tu dincolo. Dar împărăția lui Dumnezeu presupune sacrificiu. Deci nu se poate... Nu fără se jertfă poate nu se poate ajunge. Yes, fără jertfă de sine nu se poate. Trebuie mult să... Sacrificiu, jertfă de sine, lucrarea lui Dumnezeu, totul se realizează prin jertfă de sine. Fără nu se poate. Timpul ne permite să ne oprim cel puțin la o altă experiență interesantă, poate una sau două, în funcție de cum derulează povestea. Dacă vă aduceți aminte de un moment din slujire, din familie, de acasă, o intervenție a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu, o experiență deosebită, vă ascultăm. Experiențele, zilnic avem experiențe cu Dumnezeu. Faptul că suntem astăzi aici este o minune a lui Dumnezeu. Că respirăm este o minune, umblăm este minunea lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu, am văzut de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, mâna lui Dumnezeu în viața noastră, în viața de familie, în slujire chiar. Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu lucrează. Acum nu vine chiar așa în minte acum ceva foarte deosebit să spun, dar în mâna lui Dumnezeu o vedem în fiecare zi și Dumnezeu a fost alături de mine, de familia mea. Dumnezeu ascultă de multe ori rugăciunea prin diferite circunstanțe ale vieții prin care trecem. Vedem zilnic mâna lui Dumnezeu și harul Dumnezeu întins peste noi. Oricum, poate că ne istorisiți dintr-una din experiențe, o rugăciune ascultată, ori o călătorie pe care ați avut-o prin bisericile pe unde ați umblat, sau din familie de acasă, sau de la Muntele Sionului din Baia Mare. Ceva mai deosebit care merită împărtășit cu telespectatorii care ar fi interesat să vadă și să audă și experiențele altor oameni ai lui Dumnezeu, experiențe specifice, ceva care iese în evidență, cum spuneați, fără doar și poate, faptul că umblăm, că respirăm, că suntem noi aici în Arizona și că frații slujesc ca să pun împreună această emisiune, e o minune. Faptul că noi stăm de vorbă în cadrul acestei emisiuni e o minune. Nu e ceva planificat. Dacă cineva ne spunea luna trecută lucrul ăsta, nu știam. Cu atât mai mult 5 ani sau 10 ani în urmă. Deci minunile lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează deosebit, îl trăim în fiecare zi și în fiecare clipă. Dar din când în când e foarte benefic să scoatem o experiență din multitudinea de trăiri, de momente speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu. Să scoatem una sau două care să vorbească despre puterea lui Dumnezeu sau despre modul în care Dumnezeu ascultă rugăciunea sau cum Dumnezeu vă călăuzește. Dumnezeu, sigur, ascultă rugăciunea. Două scurte din familia mea aș vrea să relatez vis-a-vis de faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu este cel care își întinde mâna, lucrează, vindecă. Fetița noastră cea mai mare, Ioana, la o vârstă fragedă, 2-3 ani, tot avea probleme, era rău. Câți ani are acum? Acum are, face 19 ani. 19 ani. Domnul s-o binecuvântează. Amin. Și mulțumesc. Și am mers la medici fiind îngrijorați că nu se simte bine, tot rău, tot. Și atunci medicii au făcut și un ecograf și a spus că are fiara răsucită. Efectiv răsucită. Foarte interesant. O să că n-am mai văzut așa ceva. Și nu, tot nu se simțea bine. Și n-am făcut nicio intervenție chirurgicală, ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat, a crescut și nu are nicio problemă, acum este ok, este normală și n-a fost nevoie de nicio intervenție. În perioada de 2-3 ani de da, zile? Da, era foarte mică, da, era mică, mică. Și diagnosticul medicilor, ei n-au găsit altceva decât faptul că da, era, a avut fierea... Da. Răsucită? Era răsucită.
Și probabil sugruma, și nu, ei. Da, nu funcționa normal, pentru că nu se putea... Și nu ați mers la operație? Nu, n-am mers. Sau tratament special? N-am făcut niciun tratament. Niciun tratament, ne-am crezut în Domnul, ne-a rugat Domnului și Dumnezeu. Ca și copilul cu tata. Exact. Tată, nu mă descurc aici, e o problemă în care medicii n-au un cuvânt de spus, cuvânt de rezolvare, cuvânt de soluție. Da. Și Dumnezeu, într-un mod inexplicabil, da, Dumnezeu a rezolvat problema, pentru că asta e Dumnezeu. Și fata care e sănătoasă până în ziua de azi. Nu are nicio problemă, a mai făcut după aceea și totul, fiara e normală, nu mai e răsucită, nu mai nicio problemă. Slăvit să fie Domnul. Amin. E minunat. E minunat. Și am mai avut o experiență tot așa cu fetița noastră cea mai mică, Abigail, a făcut 6 ani în luna februarie și la, tot așa la 2 ani am văzut că merge cu piciorul stâng foarte ciudat și pășea așa în interior, dar pronunțat de tot în interior. Și atunci am mers la medic la Baia Mare, i-a făcut un film la picior și într-adevăr pe filmul respectiv se vedea la stângul față de drept o diferență. Chiar ca și nespecialist puteai să vezi o diferență. Acolo ne-a arătat doctorița și a spus că este ceva cu nucleul, acolo nucleul de creștere și este foarte interesant, nu știi de la ce s-a declanșat și se poate declanșa probabil de la o infecție sau ceva și se poate să nu crească piciorul normal, să rămână mai scurt și așa mai departe. Și atunci, sigur, ne-am îngrijorat, fetința fiind mică, dar ne-am rugat Domnului și ne-am rugat pe Domnul să intervină. Dar, totuși, ca să fim siguri că nu este o problemă, după o perioadă am mers și la Cluj, la un medic specialist în domeniu, profesor, și acolo i-a făcut din nou, mă rog, RMN și mai specialiști acolo și a spus că fetița nu e nicio problemă, este normală, nu e, piciorul e normal, nu e mai scurt, nu e nimica, să mergem liniștiți acasă că nu e nicio problemă. Fără intervenție chirurgicală? Fără nicio intervenție. Și fără tratament special? N-am făcut, că nu se putea, nu era un tratament prescris pentru asta. Eventual operație, dar nu știu dacă rezolva și această problemă prin operație, nu știu dacă se putea. Dar, slavă Domnului, că este bine, a crescut, este mare, dar nu, n-are piciorul mai scurt, n-are, e normală și... Deci, din nou... Aleargă, fuge... Din nou o experiență... Da, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu intervine, slavă Domnului. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin. Ne bucurăm și vă mulțumim pentru popasul acesta, pentru pauza din această călătorie, când ați ales să fiți împreună cu noi și să ne împărtășiți câteva experiențe și minunea lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu v-a atins viața. Și eu consider pentru telespectatorii noștri că cel puțin câteva lucruri putem să învățăm din experiența fratelui Ionică. Dacă Dumnezeu îți vorbește cândva, dacă Dumnezeu bate la ușa inimii, printr-un predicator, la o slujbă specială, poate printr-un program ca acesta, poate doar prin o simplă citire a Bibliei. Dacă Dumnezeu îți bate la inimă și sensibilizează inima, e bine să nu ți-o împetrești, nu ți închide inima, nu întoarce spatele chemării lui Dumnezeu. S-ar putea că mâna aceea dulce și iubitoare care bate la ușă să nu mai bată niciodată, așa cum spun eu, o cântare foarte veche, a bătut la ușa ta cineva. Dacă Dumnezeu îți bate la ușă și dacă auzi vocea și dacă îi simți iubirea, nu-ți împietri inima, nu te gândi la frumusețea acestei lumi. Noi nu vom moșteni pământul, noi suntem trecători, noi suntem un vis. Azi suntem tineri, mâine suntem adulți, poi mâine suntem în vârstă. Noi dacă privim
fiecare, indiferent de vârsta care avem, parcă nu ne dăm seama cum am ajuns aici. Cum am ajuns că eu am plecat în 86 ca și tânăr la 24 de ani și acum sunt bunic de mai multe ori. Și mama, o femeie în vârstă la 87 de ani, cu ocazia aceasta, într-o paranteză, o salut dacă urmărește programul dumneaei, nu urmărește alte programe, n-are niciun interes. Când i-au adus frații televizorul în casă, i-au adus ca să urmărească programul de pe Credo. Și ca mamă și ca femeie crescută într-un spirit de evlavie, aș zice exagerat, dar nu știu dacă există evlavie exagerată, da? Evlavie super strictă, i-a zis că nu o să se uite la televizor niciodată. Când am fost în România, m-a întrebat dacă e păcat, dacă o să o ierte Dumnezeu, dacă că a făcut ca un jurământ, ca un legământ, că ea nu vrea să uite la televizor. Și am asigurat-o că dacă urmărește doar programele spirituale, programele care aduc Evanghelia acasă, programele care o apropie de Dumnezeu, să fie liniștită, că nu face un păcat. Probabil că urmărește acest program, această emisiune și o salut în numele Domnului. Și cei care ne cunoașteți și o cunoașteți pe dumneai la Lemniu, județul Sălaj, rugați-vă cu bătrânețea, cu slăbiciunile, cum vin, cu singurătatea oarecum, tata fiind plecat la Domnul de câțiva ani de zile. Dumnezeu să o întărească, să o binecuvinteze. Nu ne dăm seama cum trec anii. Azi suntem tineri și mâine suntem bătrâni, în vârstă și plecăm din lumea asta. Dacă Dumnezeu îți bate la ușa inimii, nu renunța la chemarea lui Dumnezeu de dragul lumii, că nu se merită. Apoi dacă Dumnezeu te cheamă în lucrare, iată că am avut experiența fratelui Ionică, om care a simțit că haina aceea nu îi se potrivește, tot s-a tras înapoi, n-avea siguranță că Dumnezeu l-a chemat, dar până la urmă Dumnezeu a folosit câțiva oameni care l-au încurajat, l-au îmbărbătat și Dumnezeu a confirmat că îl cheamă în lucrare. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă ești un om credincios, dacă ești un tânăr care simți că Dumnezeu te cheamă în lucrare, care vezi că Dumnezeu are nevoie de tine undeva, nu întoarce spatele. Nu considera că ai alte lucruri mai importante de făcut. Mai târziu o să-ți pară rău. Cel mai important lucru pe care putem să-l facem în lumea aceasta este să slujim Domnului, să fim de folos împărăției Lui. Iată că experiența fratelui Ionică ne ajută să învățăm și acest adevăr. Și apoi două experiențe frumoase în care Dumnezeu a ascultat rugăciunea implicându-se în vindecarea miraculoasă și neexplicabilă din punct de vedere medical a copiilor dumnealui. Noi care slujim lui Dumnezeu de atâția ani, am văzut de atâtea ori intervenția lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, vindecări, rugăciuni ascultate, izbăviri din necaz, din momente de criză, accidente care trebuiau să se isprăvească cu moarte. Sigur, Dumnezeu a intervenit, a mai dat omului o șansă. Dacă cineva e în fundul gropii, dacă cineva e la capătul puterilor, dacă cineva e chiar bolnav în suferință trupească și medicii n-au o soluție, n-au șansă pentru el, noi credem într-un Dumnezeu care vindecă, într-un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, într-un Dumnezeu care se implică în mod personal în viața oamenilor lui și în viața celor ce îl cheamă. Iată că în seara aceasta, după masa aceasta, Dumnezeu ne-a îmbărbătat din nou că El ascultă rugăciunea. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă întărească. Dacă întâmplător v-ați oprit pe canalul acesta și ați urmărit această emisiune, Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu dumneavoastră. Dumnezeu a avut un cuvânt pentru dumneavoastră. Nu vă împietriți inima. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ne urmăriți, pe toți cei care vă închinați împreună cu noi. Vă mulțumim din toată inima pentru că săptămânal vă deschideți casele dumneavoastră și ne spuneți bun venit, vă luați timp ca să ne urmăriți. Rugați-vă în continuare pentru noi, pentru Credo, pentru cei care sunt în spatele camerelor, care fac posibilă realizarea acestor emisiuni. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim, frate Ionică, pentru că ați fost
împreună cu noi și ne-ați binecuvântat cu experiențele avute. Vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu împreună cu familia și Biserica Muntele Zionului și fratele Todoran și ceilalți slujitori pe care cunoaștem din Baia Mare. Încredințăm în brațul Domnului telespectatorii noștri și zicem: Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!